Doamne ajută! Bun găsit la o nouă emisiune a Cuvântului Săptămânii. Sunt Părintele Ioan Crișan și în cel ce urmează vom vorbi despre Duminica a opta după Învierea Domnului, Duminica Pogorârii Duhului Sfânt. În această duminică, cu totul specială, Biserica a rânduit citirea pericopei evanghelice de la Evanghelistul Ioan, capitolul 7. Iar în ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat între ei și a strigat, zicând, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-l primească acei ce cred în el, căci încă nu era dat Duhul pentru că Iisus încă nu fusese prea slăvit. Deci din mulțime auzind cuvintele acestea ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul, iar alții ziceau, acesta este Hristosul, iar alții ziceau, nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din sămânța lui David și din Betleem, cetatea lui David? Și s-a făcut dezbinare în mulțime pentru el. Și unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe el. Deci slugile au venit la arhierei și la farisei și le-au zis aceia, de ce nu l-ați adus? Slugile au răspuns, niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om. Și le-au răspuns, deci fariseii, nu cumva ați fost și voi amăgiți? Nu cumva a crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulțimea aceasta care nu cunoaște legea este blestemată. A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la el noaptea, fiind unul dintre ei. Nu cumva legea noastră judecă pe om dacă nu-l ascultă mai întâi și nu știe ce a făcut? Ei au răspuns și au zis, nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu s-a ridicat proroc și s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăși le-a vorbit Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În această duminică, Sfinții Părinți au rânduit această pericopă evanghelică în care Iisus Hristos spune la sărbătoarea mare a corturilor, dacă însetează cineva să vină la el și să bea, Iisus vorbește despre primirea sau revărsarea Duhului Sfânt din umanitatea sa îndumnezeită. Toată această descriere a primirii Duhului arată taina lui Iisus Hristos, taina crucii. În acest sens, după 50 de zile de la învierea Domnului, Iisus Hristos trimite pe Duhul Său cel Sfânt, dacă la praznicul înălțării Domnului cu trupul la cer și șederea sa de-a dreapta Tatălui, am văzut această taină a înălțării lui Iisus Hristos cu umanitatea sa îndumnezeită, adică jertfită și înviată prin puterea și dragostea Tatălui, dragoste ca viață, ca lumină și ca iubire, acum, la 50 de zile, umanitatea lui Iisus Hristos izvorăște pe Duhul Sfânt prin puterea lui Iisus Hristos, prin dragostea sa trimisă asupra noastră, Duhul care se coboară în chip de limb de foc peste ucenicii și peste toți apostolii care se aflau adunați în Ierusalim. Această taină a coborârii Duhului Sfânt arată primirea jertfei în Sfânta Sfintelor, arată această taină ajunsă la desăvârșirea ei în iubirea Tatălui, în taina Sfintei Treimi. În acest sens, Iisus Hristos este arhiereul și împăratul întregii creații. Duhul Sfânt coboară sau se revarsă
din umanitatea sa îndumnezeită, din umanitatea sa jertfită și face pe ucenici și pe apostoli și pe toți cei adunați în Ierusalim în rugăciune, în iubire, în comuniune, să mărturisească despre această taină care a făcut-o Dumnezeu cu noi oamenii, această taină pe care Dumnezeu a lucrat-o în Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, ne este descrisă toată această scenă cu totul excepțională, toată această lucrare a Duhului care coboară peste acei adunați într-un cuget care stăruiau în rugăciune. Această taină arată taina bisericii. La pogorârea Duhului Sfânt, biserica prăznuiește această naștere a noastră ca oameni botezați, ca oameni afundați în taina morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Prăznuim nașterea bisericii, nașterea noastră prin umanitatea lui Iisus Hristos răstignită și înviată. Prin pogorârea Duhului Sfânt ni se face accesibilă toată taina mântuirii, tot ceea ce a lucrat Iisus Hristos în umanitatea sa, începând de la întrupare prin Duhul Sfânt și până la înălțarea și șederea sa de-a dreapta Tatălui. Toată această taină asupra umanității Domnului nostru Iisus Hristos, pe care a lucrat-o prin Duhul Său, prin Duhul Sfânt, acum este descoperită, este dezvăluită într-un mod concret, într-un mod excepțional tuturor celor care îi se deschide lui Iisus Hristos. Pogorârea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc arată această putere a Duhului care trimite și întărește pe apostol în mărturisirea despre taina Domnului Iisus Hristos, despre taina întrupării, a vieții de ascultare, a jertfei, a învierii și a înălțării cu trupul său la cer. Ceea ce s-a petrecut în umanitatea lui Iisus Hristos, în trupul său, acum este comunicat, este împărtășit tuturor celor care se deschid lui Dumnezeu. Duhul Sfânt face posibilă această comunicare, acest transfer din umanitatea lui Iisus Hristos îndumnezeită până la desăvârșire și primirea acestei taine credincioșilor. Credincioșii se împărtășesc prin Duhul Sfânt de toată taina îndumnezeirii în Iisus Hristos. Duhul Sfânt este cel care ne introduce în viața de jertfă și de taină a Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt este cel care ne inițiază în taina iubirii Tatălui prin Fiul. Duhul Sfânt este cel care ne face accesibilă viața Sfintei Treimi, viața de familie a Tatălui, a Fiului în Duhul Sfânt. În acest sens, umanitatea lui Iisus Hristos devine focarul îndumnezeirii sau devine vasul prin care noi primim întreaga viață dumnezeiască. De aceea, această sălăjluire a trupului îndumnezeit al lui Iisus Hristos se face posibil prin lucrarea Duhului Sfânt. Iisus Hristos și Duhul Sfânt sunt o permanentă lucrare și conlucrare. Ei sunt cele două mâini ale Tatălui, după cum spune și Sfântul Irineu. Ei sunt cei care lucrează la mântuirea noastră. În acest sens, dacă în prim planul mântuirii noastre, în economia mântuirii, a fost Iisus Hristos prin viața sa de jertfă și prin ascultarea sa față de Tatăl până la moarte, dar întărit și lucrat tainic în umanitatea sa de Duhul Sfânt, acum, în praznicul cinzecimii, Duhul Sfânt iese în această lucrare mai proeminent pentru sensibilitatea noastră. Duhul Sfânt este cel care acum lucrează într-un mod mai pregnant asupra noastră pentru a-L descoperi pe Fiul ca Dumnezeu și Mântuitor. Această lucrare între Fiul și Duhul
are loc într-o tainică împletire, într-o tainică conlucrare. Tocmai de aceea, prin Duhul Sfânt, la cinzecime, pentru prima dată coboară în inimă Iisus Hristos, coboară în inimile tuturor celor care îl primesc. Duhul face posibilă această sălășluire a lui Iisus Hristos în inima noastră într-un mod nevăzut. De aceea trebuie să considerăm pe Duhul Sfânt totdeauna ca pe Duhul lui Hristos. Aceasta arată unitatea persoanelor, unitatea de viață și comuniune trinitară. Astfel, prin Duhul Sfânt, noi îl avem pe Iisus Hristos sălășluit în inima noastră într-un mod nevăzut. Dar mai mult, prin Duhul Sfânt primim tot ceea ce Iisus Hristos a dobândit pentru noi. Primim toate darurile umanității sale îndumnezeite. În acest sens, prin Duhul îl putem avea pe Tatăl, prin Duhul îl putem avea pe Dumnezeu ca Tată. Prin Duhul noi devenim fii ai Tatălui, pentru că dobândim în Iisus Hristos taina umanității sale îndumnezeite. Suntem frața lui Iisus Hristos și fii ai Tatălui. Cuvintele Mântuitorului din Evanghelie, în care vorbește despre apa pe care El o va da și care va transforma în cel pe care o va bea în râuri de apă vie, arată această lucrare de viață specifică Duhului, această lucrare cu totul aparte, ca viață, ca viață dumnezeiască, de care se va împărtăși tot cel ce crede în Iisus Hristos, pentru că Duhul din ale lui Iisus va lua și va da, așa cum spune Mântuitorul tot în Evanghelia de la Ioan. Ceea ce face Duhul Sfânt este această accesibilitate și această comunicare în taina vieții lui Dumnezeu, în taina vieții și a iubirii dintre Tatăl și Fiul. Această viață dumnezeiască este asemănată cu izvor de apă vie, iar cel care se va împărtăși de această viață vie va deveni și el un vivificator, sau mai bine spus, un râu de apă vie. Însă această comunicare este desăvârșită prin această preaslăvire pe care Fiul o va primi prin moartea sa pe cruce. Preaslăvirea lui Iisus Hristos este răstignirea lui Iisus Hristos. Aceasta este taina lucrării Duhului Sfânt în Iisus Hristos. Aceasta este comunicarea de viață, sângele care aduce Duhul. Deși după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Iisus se arată ucenicilor și dă pe Duhul Sfânt. Această revărsare din taina umanității sale îndumnezeite pe cruce, cum a izvorât, conform Evangheliei de la Ioan, din coasta sa, sângele și apa, care arată aceste componente ale morții făcătoare de viață sau viața Duhului Sfânt coborât în inima noastră. La praznicul cinzecimii sau la praznicul pogorârii Duhului Sfânt vedem o coborâre cu totul excepțională a Duhului Sfânt într-un mod plenar, într-un mod integral, într-un mod în care Duhul Sfânt se coboară cu toată puterea asupra ucenicilor și îi fac mărturisitor ai tainei Domnului nostru Iisus Hristos. Ei încep să vorbească despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut prin Iisus Hristos. Ei încep să înțeleagă taina mântuirii și taina pe care Dumnezeu a realizat-o cu toată creația sa. În acest sens, Iisus Hristos devine arhetipul sau paradigma mântuirii noastre. În El suntem cuprinși cu toată viața noastră. În El suntem cuprinși toți oamenii, pentru că firea noastră a fost asumată de Iisus Hristos și a fost înălțată pe tronul de la Dumnezeu Tatăl. De aceea Duhul Sfânt coboară acum
cu toată puterea asupra ucenicilor, pentru că Iisus Hristos este descoperit în toată slava sa. În aceasta constă mântuirea noastră, în această lucrare între puterea Duhului lui Iisus Hristos și taina coborârii Duhului în chin de limb de foc, ca slavă și preaslăvire a Fiului. Fie ca coborârea Duhului Sfânt peste ucenici și apostoli să aducă în inimile și viețile noastre pe Domnul nostru Iisus Hristos ca împărat și domn, ca arhiereu și stăpân al întregii sale creații, astfel încât, sălășluindu-se Iisus Hristos cu toată puterea sa prin Duhul Sfânt, să fim biserica sa cea preacurată, mireasa cea neîntinată. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru toată dragostea cu care ne urmăriți. Vă așteptăm la o nouă întâlnire în care vom vorbi despre Duminica tuturor Sfinților. Până data viitoare, toate cele de folos cu Domnul nostru Iisus Hristos.